Domnul președinte, deja a devenit o tradiție ca pe agenda dumneavoastră a evenimentelor să fie făcută și apariția vizitelor locașilor sfinte din Republica Moldova. De ce este important ca aceste locașuri sfinte să fie vizitate și care este impresia dumneavoastră în urma acestei vizite? Astăzi este o sărbătoare foarte importantă, creștină, Sfântul Gheorghe, și așa cum mi-am propus să fiu destul de des în teritoriul alături de oameni, astăzi sunt aici la sudul țării, și mă bucur că, în afară de evenimentele care au fost planificate, am ajuns și aici, în acest locaș sfânt, mănăstirea Sfântei Martei și Marie, din raionul Căușeni, din numește Bender, Tăichină, care îl numește cum dorește, dar este un loc foarte frumos. Biserica și valorile creștine sunt ceea ce este baza statalității țării noastre. Și trebuie să conștientizăm cu toții că temelie trebuie apărată. Temelia este istoria, sunt tradițiile și evident este biserica noastră ortodoxă. De aceea, atunci când merg în teritoriu, când merg pe raioane, obligatoriu pe parcursul traseului intru și pe la mănăstiri, pe la biserici. Sincer să fiu, sunt prima dată la această mănăstire. Eu credeam că am trecut toate mănăstirile și bisericile din Republica Moldova, dar sunt prima dată la această mănăstire. Un loc superb, frumos. Și sper că cei care vor vedea acest reportaj vor veni încoace la această mănăstire, deoarece se merită să veniți încoace. Plecați acasă și cu o icoană. Am văzut că ați primit în dar. Cel mai important că plec acasă cu inima și cu sentimente
sincere și pline de bucurie, inima plină de bucurie. Și da, tradițional, atunci când merg prin Lăcașul Sfinte, mi se aduc în dar icoane și în președinția reparată chiar planific să fie o daie separată unde vor fi toate icoanele pe care le-a primit în dar, atât în Republica Moldova cât și pe Muntele Atos, în diferite deplasări, care vor rămâne în președinție ca semn de recunoștință din partea creștinilor față de instituția prezidențială. Mulțumesc tare mult!